Eu vă mulțumesc de cuvintele spuse, mulțumesc de invitație. Datorăm această întâlnire, eu și un întâlnire nu comperită, că eu n-am comperită, să mă fi. Dar o datorăm integral domnului Merică. Și, bineînțeles, concursului neprecuvețit al domnului Marcel Mondoș, al celor care este gazdă pentru această întâlnire. Domnul Berilă a scris o carte la care s-a referit și mesajul președintelui Academiei, care are două segmente. Încep cu această carte pentru că are legătură cu întâlnirea noastră. Nu numai cu domnul Berilă, are legătură cu întâlnirea noastră. Această carte are două segmente. În prima se reia o temă mai de demult, oricum bătută, anume aceea că pasajul comunist din istoria României a întrerupt dezvoltarea României, cuplarea ei la valorile mondiale și mai ales conexiunea cu Occidentul, cu care ne urmărim, ne mândrim ca năzuință după 89 și pe care o mult cântăm în momentul de față. O cântăm, e puțin spus, dar noi o cântăm, hai să zicem că o cântăm. Această teză am spus că mai este bătută, a mai fost bătută. A doua secvență din această carte este cea care suscită interesul cărții. Anume, că în istoria omenirii a fost o mișcare de stânga, începută cu Revoluția franceză. Inițiatoarea mișcării de stânga și a terorismului de stat și pe urmă se face o trecere în revistă a mișcării marxiste care a dominat a doua parte a secolului al XIX-lea și continuând cu Revoluția Rusă, bolșevică, cu încercările de bolșevizare din Germania și Ungaria, cu cei aproape jumătate de secol ai experienței de comunizare din Estul Europei, care include și România, și cu Revoluția Chineză, cu excesele revoluțiilor din tot de stânga, cotate de stânga, din Vietnam și mai ales Cambodgia, și încheind cu amenințarea la care se referea și profesorul Ioan Aurel Pop, a ceea ce numim, după mine, complet impropriu,
neomarxismul actual. De ce? Asta putem să discutăm. Dar că este o amenințare, asta este sigur. Și eu am unele îndoieli că asta e o mișcare de stânga. Nu știu de ce ar fi de stânga, n-ar fi de dreapta. Dar, mă rog, asta rămâne să discutăm. Dar ăsta este tabloul pe care îl zugrăvește această carte, numită în mod oarecum metaforic, dar nu numai metaforic, Apostolii Întunericului și Comunizarea României. Despre Comunizarea României am vorbit. Cine sunt Apostolii Întunericului? Sunt cei de stânga. Cine sunt Apostolii Întunericului actual? Neomarxistul. Ăsta este cadrul. După părerea mea, această carte deschide o cutie a Pandorei cu întrebări. Niște întrebări, una mai învolburată decât cealaltă. Întrebări care sunt foarte, foarte, foarte preocupante. Una am pus-o. Cei care sunt acum numiți neomarxiști, e bine, au legătură cu marxismul sau nu au legătură cu marxismul? Eu aș merge mai departe. Sunt ei de stânga sau sunt de dreapta? Dar există și multe alte întrebări, ca de pildă, dacă ăștia sunt apostolii Întunericului, atunci colonialiștii care au terminat lumea de sute de ani, aia ce mai sunt? Astea sunt întrebări la care, după părerea mea, ar trebui să ne străduim să dăm un răspuns și pe care, fără îndoială, cartea domnului Berilă le aruncă în spațiu public. Chiar dacă nu le formulează, că la unele nici nu se pune problema de a le fi aruncat în spațiu public. Dânsul nu le e. A dânsul este mai simplu. Stânca e ceva negativ. Poate e ceva negativ. Dar atunci dreapta ce e? Și eu mi-aș permite să spun că toate aceste întrebări au legătură foarte strânsă cu România noastră, cu istoria României noastre, cu prezentul României noastre și cu viitorul României noastre. Dacă mai avem țară, că e cam complicat să răspund la această întrebare, că nu știu pe a cui țară mai e. Eu nu mi s-a spus aici ministru, nu, a fost o chestie pasageră acum 26 de ani, nu m-a caracterizat acest lucru, nu mă caracterizează deloc acest lucru, am fost un analist, cât de cât realist, și m-am întâlnit cu domnul Berilă doar pe următoarea secvență. Vorbim despre România, ne arătăm că am iubit România,
am dorit-o să fie alta decât este și întrebarea este cea mai mare întrebare, este dacă putem să modificăm ceva din ceea ce se întâmplă. De ce vrem să modificăm? Cred că asta e cea mai mare întrebare. Pentru că simțim că lucrurile nu merg ca lumea. Că dacă ar merge ca lumea, de ce să modificăm? Și v-aș spune următoarea problemă. Dacă noi facem o comparație între epoca de comunizare, anatemizată, nu numai în această carte, dar așa, în general, și cu epoca actuală, care e de construcție și care e de demolare? Păi îmi pare foarte rău. Aia a fost de construcție și asta altceva decât demolare, eu personal nu văd. Asta pune și întrebarea de ce o întâlnire cu mine. Eu am peste 80 de ani. Nu, asta e mai puțin important. Dar cel mai important este din punctul de vedere al acestei vârste, că cea mai mare parte am dus-o în vremea trecută, nu în vremea asta. Am dus-o în vremea trecută și dacă eu fac această comparație, vă spun așa, că dacă aia a fost de construcție și asta a fost de demolare, ce să caut eu la o întâlnire cu tine? Eu vin de atunci unul din cei expirați. Dinozauri, mi se spune în momentul de față, eu nu pot să spun că am fost dinozaur, că n-am ocupat nicio funcție înainte de 89, așa că n-am cum să fiu dinozaur, dar expirat sunt. Că asta e prin vârsta. Asta e viața. Ce puteți afla de la un expirat? Din păcate, dacă eu fac comparația epocilor, vă spun așa, că epoca noastră trăiește integral pe articulația energetică făcută înainte de 89, trăiește în cea mai mare parte pe fondul locativ creat înainte de 89, pe structura de socială aia de dinainte de 89, pe infrastructura în cea mai mare parte de dinainte de 89, asta chiar și la rutier, ce să mai spun de feroviar, că nu facem de 30 de ani decât să lichidăm. Și culmea și cea mai, este că și ceea ce se fură în zilele noastre, se fură tot din ce s-a făcut înainte de 89, că după 89 nu s-a mai făcut nimic, n-are ce să fure. Deci, aici este problema pe care o resimt eu. Dar eu sunt un expirat. Nu expirat, cu experiență în viață. Nu mai există. Așa ceva nu mai există. Nu există. Pare foarte rău. Nu mai există. Nu există la tineretul de azi. Păi dar cine o să trăiască? Noi? Noi o să murim. Ei merg în necunoscut. Dacă ei nu au nevoie de bătrâni, ci să ne să-i mai împiedicăm noi. Ei n-au ce comparație să facă. Poftiți? Ei n-au ce comparație să facă. Tinerii n-au ce... Am înțeles că nu au, dar asta nu folosește lor înșine. Pentru că viitorul se construiește și cu
ceea ce cu învățămintele care s-au detașat din trecut. Dacă trecutul nu mai este nici măcar voie, dacă înțeleg eu foarte bine, să-l mai evocăm, atunci cum să ne... Deci vreau să mă înțelegeți foarte bine. Eu mă pun la dispoziția dumneavoastră să discutăm aceste chestiuni. Dar ele sunt foarte, foarte complicate. Ce avem în zilele noastre? Eu vreau să mă situez exact unde sunt. Am fost printre cei care după o viață în comunizare, am trecut imediat de partea celor care au vrut să construiască viitorul capitalist al României, în libertate, Occident, toate democrație și așa mai departe. Nu m-a ținut mult. A spus domnul Berilă că eu am lucrat la revista Lumea. M-am ocupat de economie mondială la revista asta timp de 20 de ani, înainte de 89. Și am scris despre economia mondială. Lucruri despre economia mondială. Economia mondială, inutil să vă spun că e o economie capitalistă. Sistemul socialist de vremea aceea nu avea atâta putere încât să impună regulile pe plan internațional și erau tot regulile capitaliste pe plan internațional. Și deci economia mondială era integral capitalistă. Că aveau și țări socialiste componente participante, astea cu totul altceva. Dar regulile, totul era capitalism. În acea lume era o parte care făcea regula și trăgea și făcea și legea, trăgea și toate avantajele și o parte a țărilor, le numeam atunci lumea a treia sau țări în curs de dezvoltare, care trăgeau cu noastră. Plăteau factura. Plăteau factura. După 89, am pornit, cum v-am spus, după 15 ani mi-am dat seama că se întâmpla cu țara mea ceea ce criticasem că se întâmplă cu alte țări timp de 20 de ani. Sigur că n-am mai rămas pe această baricadă. Dacă credeți că asta e sinuozitate, eu nu cred. Eu cred că mi-am păstrat mintea la mine. Și asta am văzut și când am văzut așa, ce m-a situat într-o anumită lumină este că am spus foarte clar ce am resimțit, ce am văzut și am tras concluzia public într-o carte, nu numai în carte, în intervenții în spațiu public, articole sau intervenții la televiziune. Cartea s-a numit, care le-a strâns la un loc, care a apărut acum 7 ani și care se numește România, o colonie la periferie Europei. Suntem altceva decât o colonie? Nu. Am construit această carte începând de la o definiție a coloniei pe care am luat-o din
Enciclopedia Britanică. Și m-am apărat față de cei care vor fi venit să protesteze, vai, cum ne-a transformat Occidentul mult visat într-o colonie, am comparat ce spune Enciclopedia Britanică cu situația de la noi. Asta suntem, o colonie. Și m-am și întrebat, dacă nu colonie, atunci ce suntem? Cam asta este chestiunea, asta am făcut. Și dacă domnul Berilă este cel care a deschis cutia Pandorii cu întrebările, eu mă pot lăuda cu, că am spus clar, de mult, în spațiu public, că România este o colonie. De ce este o colonie? Și mă iertați că vă spun, cine ne-a făcut colonie? Comunismul? Nu. Ne-a făcut Occidentul. Vreau să vă spun că nu numai că nu mă dau la o parte să recunosc acest lucru că am greșit, dar vreau să vă spun că am încercat să văd de unde vine greșeala. Și greșeala este următoare. N-am ținut cont că Occidentul la care ne închinăm conține în sine cel puțin 6-7 foste imperii care au trăit de sute de ani pe seama altor povară. Și că m-am înșelat crezând că ei o să facă altfel cu țara mea. Ei nu fac altcumva pentru că atâta știu. Asta știu și asta le aduce prosperitatea lor. Restul nu interesează. Asta este faza în care ne găsim. Poate o să întrebați ce se mai poate face. Eu, rămânând deschis la orice fel de discuție, aș vrea să facem, v-am spus că e o întâlnire, nu vreau să fie o conferință, că n-am ce conferință. Deci, chemându-vă să ridicăm din noianul de întrebări pe care le-a pus domnul Berilă, să le discutăm, eu vă spun foarte sincer părerea mea. Nu se poate face nimic. Și am să vă spun de ce. Nu există în istorie vreo colonie care să fie ieșit din statutul de colonie. Nu există. Chiar dacă și-au obținut independența. Și-au obținut independența, a rămas colonie, punct de vedere economic. Și cântă la fioară în continuare. Există Singapore, este un exemplu. Așa, cum să spun, dacă îmi spuneți că există Elveția pe lume... Asta vine mie în gând, Elveția. Da. Elveția și Singapore există pentru că ăia care conduc vor să existe. Deci asta este chestiunea. Că vor, dar vor să existe. Vor. Vor dar să România, existe. România, au nevoie. Nu prea vor să existe. De nu știu câți ani. N-am vorbit de România, am vorbit de Elveția. De ce nu vor? Că e condusă de trădători.
Nu, nu oare este o țară a poporului român care este învățat de încă de la începutul formării lui să fie supus, să fie vasal? Da, bun. E foarte bună această punere a problemei. Dar vă întreb, dacă nu era obișnuită cu vasalitate și cu postura de slugă, mai exista? S-ar putea, sigur că n-ar mai fi. Păi asta spui, sigur că nu era. Înțelegi că dacă bietul Cantemir nu pierdea împreună cu Petru cel Mare lupta de la Stănilești, înțelegi, nu pierdea și o câștiga, eram foarte frumoși o gubernie rusească, nu? Da. Domnul profesor, am în față... Vreau să vă dau numai acest exemplu care legătură cu ce v-am spus și după aia vă dau cuvântul că cuvântul va aparține în cadrul acestei întâlniri. Cel mai semnificativ lucru s-a întâmplat la începutul secolului XIX. Au fost 10 războaie ruso-turce. 10. Toate... câștigate de Imperiul Țarist. După 10 războaie s-a pus problema ce facem cu țările române. Știți ce s-a stabilit? E minunat, e genial. Țările române rămân sub suzeranitate turcească, dar trec în administrare rusească. Nu seamănă atât de bine cu ce acum că avem. Nenorocirea noastră este nu că avem stăpâni. Este nenorocirea că avem prea mulți stăpâni. Înainte aveam un 2-3, acum avem prea mulți. Înțelegi? Și atunci, că dacă ar fi numai unul, te-ar ștoarce ca pe o lămâie, dar nu i-ar lăsa și pe alții să te stoarcă. Așa e înghesuială la storci România. E o înghesuială, trebuie să... Situația actuală este absolut fermecătoare. Nu pot să spun altfel. Austria își bate joc de noi, Olanda își bate joc de noi... America își bate joc de noi. Hai să nu zic, că nu mergem chiar așa, domne, chiar așa, înțelegeți? Ucraina își bate joc de noi. Da. Cu acordul cui? Via America, cum a spus. Și atunci cine? Deci acolo este. Deci atunci, asta e problema. Asta e problema zilelor noastre. Vă întreb și eu ce se poate face într-o asemenea situație. Ce se poate face?